Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Merge banda. Mamă, ești super entuziasmat. Avea respect, domnule. Deci, tot bineînțeles și eu să pește. 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 Palincă. Pește cu palincă? Wow, cât usturoi! Wow, wow, wow! Nu te vezi mă usturoi. Eu simt la nasul meu, când am deschis aici, mi-a ajuns un usturoi puternic. Și asta ce e, un păst? Nu, este șalău. Nu șalău. Ba da, ba nu. Ba da. Stai să gust. Și un ou de vrepeliță cu ouă de... Șalău. Nu știu dacă e o persoană amatorială asta. Sunt așa, indecis un pic. Bă, zici că e pilaf? Și atât s-a putut. Zici că e pilaf de ăla, de pe timpuri. Bravo. Bă, e clar că e pilaf. Da, că nu e risotto, sigur. Ficăței de pui, nu? Ficăței de pui. Piure de cartof cu ficăței de pui. Nu mai. Eu simt ceva ca o trufă, posibil? Da, da, da. Da, piure de cartof cu trufe avem. Da, dar am pus foarte puțin. Pare, nu pare. Ba, pare, nu, pare. Este cu trufe. Ce cu palatul tău în vacanță? Ce greu, dar nu-ți dă seama. Nu, nu e curățenie. Nu dau seama. Deci, știi cum îmi bate inima? Risotto e greșit, e overcook și are morcov ăsta așa de poate mare. Nu-i risotto. Max. Dar poate nu e risotto. Da, ăsta ce este, nu știu, nu respectă gusturile mele. Și aici ficații cu piure, cu trufă, dar nu știu, nu... Nu mă convince nicio farfurie pe mine, îmi pare rău. Da, ne-au distrus. E tradițional cu smântână? Ciorba de perișoare de fel nu este cu smântână. Poți să o pui tu ulterior. Rădăuțeana poate să fie de pui sau de porc. Se crește cu oțet. Este un pic, da? E o ciorbă corect, da. Corectă? Pentru mine. Ai zis bine, pentru tine. Nu-mi transmite ce-aș vrea așa de la o ciorbă. Cum o amintesc așa un pic mai acră, mai... E sigur, da. Nu, că ți-ți plac ciorbele. Da, ce-i îmi plac, da, îmi rămâne gura grasă. E zona asta de smântână. Rămâne gura grasă. Asta n-am ajuns la tine, rămâne gura grasă. Bă, dar e mare problemă la pestul ăsta. Pentru mine e dezechilibrată farfuria, proporțiile sunt total greșite. Nu mă entuziasmează deloc. Bine, ești puțin cărcotaș acum pentru că a făcut un farfurie. Ce înseamnă cărcotaș? Comentez, na, păi de ce are aia acolo, că de ce a pus aia? Adică cauți probleme. Nu caut părul în fân. Acu, caru cu fân. Aia, așa zici, cum stau eu, dar... Deci, nu caut acum fân. Că ție nu-ți place usturoi, eu nu simt usturoi chiar atât de tare cum îl simți tu. Dacă nu-l simți tare, farfuria asta e grav. Eu nu-l simt atât tare de puternic. Dar nu poți să farfurie. Dar nu putem să spunem că farfuria asta n-a fost o farfurie. Da, vorbim de lucrat sau de doar că a lucrat? Da, așa. De gustul meu, nu atât. Vorbim de gust aici, așa. Te voglio bene assai. Ma tanto bene assai, più da catena ormai, che so il sangue di te bene assai,
Asta ca să vă mai îmbunăm un pic așa, de pilaful ăla, de pe vremea lui Mamaie. Eu eram atent la cuvintele pe care le rostești, să văd dacă ești italian sau nu ești italian, dar ai cântat într-o italiană din aia, așa mai rău ca a lui. Și eu mă așteptam să înceapă și doamna să cânte, adică deja m-am poziționat. Mamă, ce frumos! Ce El este artistul din familie, eu sunt un PR manager. Cine sunteți? Numele meu este Evelina Dușmănescu. Eu sunt Eduard Cotoară, artist și manager. Eu șotez, eu ce-mi trezi, eu dau cu capul. N-am înțeles de ce ai intrat așa un pic tenor și acum îmi pare un pic o... Una din aia, că așa, disco. De emoții, zice, să fiu de emoții pentru că n-am știut ce să fac și eu când nu știu ce să fac, cânt ca să mă destresez. Așa îți place stilul mai ăsta, o Pavarotti, cum ar fi așa? Mie îmi place muzica în general, adică de la muzică clasică până după 5, 6, 7, 8, 20 de pahare. Ai manele. Așa, ascultă și manele. Păi da, de ce? Numele meu este Stăruială Dan, numele am 63 de ani și sunt din Constanța. Numele meu este Stăruială Bogdan, sunt fiul dânsului și suntem din Constanța. Sunteți bucătar, nu? Am fost eu. Tu, Bogdan, de ce te ocupi? Sunt instructor de surf. Aici în România? Aici în România, da. Avem valuri noi așa de surf? Avem valuri, doar că nu avem în fiecare zi. Și te ocupi și de kite? Nu. Ce, te apuci tu de kite, de surf? Da? De azi, Alex. Asta ți-o mai trebuie acum. Eu aș vedea pe el când surf. M-am întrebat, de ce a sărit pe mine așa. Da, îmi place kite-ul. Îmi place kite-ul și chiar mă interesa. De asta te-am întrebat. Am și încercat să mă dau... Și ai căzut în apă și ai înțeles că l-ai trezit. S-a udat, ce s-a, nu-i de mine. Ideea că nu mi-era frică de apă, mi-era frică să-mi mai ia vântul să mă ducă prea sus. Da, dar e și slab, nu? Eu acolo era teama mea cea mai mare. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună seara! Sunt Violeta Paraschiv și suntem din Tulce. Dânsul este Paraschiv soțul meu. Paraschiv e un gen, mă numesc. Cine și-a dorit mai mult să vină aici? Mai mult soțul. Dumneavoastră faceți mâncare? Da, gătim și eu. Un boș de pește. Și ați venit să ajutați azi pe nevastă? Nu, m-a ajutat, l-a spălat pătrunjelul, l-a curățat lămâile. Cam puțin, așa, nu prea. Cum ați început, de fapt, să gătiți? Doar când v-ați măritat sau din soțul? Sau după ce m-am căsătorit, da. Și ați făcut și vreun curs? Am făcut școala de bucătar șef și dumneavoastră m-ați jurizat la Pullman. Și ați trecut examenul? Da. Să vedem dacă treceți și pe acesta de azi. Nu am vrut să fie risotto, este orez cu lapte de cocos și curry. Pilaf de orez, nu? Atât s-a putut. Pilaful și dumneavoastră ficăței, da? Ficăței cu piure. Mă scuzați de platingul din această seară, e mai mult un soi de comfort food, să zic. Da, da. Așa, sper că a fost destul de sărat. Nu, e aproape fără sare, dar mă rog. Acum, eu sunt super încântat de toată adrenalina în sine. Hai, dă-i făi, bam, 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 tigaia, aoleu, ulei, unde e? Pac! Adică... Da. La ciorbă, cine a dat direcția? Nu că nu am ști deja, dar... Da, eu am dat direcția, el a fost cu ornamentul. Eu sunt trecutul și prezentul, el este prezentul exact, și viitorul. Exact, și în farfurie. De ce n-ați făcut ceva așa de mare? O supă de pește, aici se face aici în România, supă de pește? Da, nu se face, în România nu se face supă de pește, nu există. Supă de pește nu se face, da. Am făcut o ciorbă de perișoare a la grec, este acrită cu lămâie. N-am făcut-o pe acru, că sunt eu destul de acritură. Nu am înțeles de ce nu a avut mărar. Din păcate ați optat mai mult pentru microgrill, dar ăsta este modernul probabil, nu? Trecutul și modernul. Eu am jurizat. Dar să știți că nu v-am dat cuțitul, pentru că rulada a fost fadă înăuntru, n-a avut gust. Nu m-a satisfăcut așa de mult palatul. Pare rău. Mulțumim. Ficăței sunt, pentru mine, sunt prea făcuți, sunt foarte făinoși. Aici nu avem sare. Doamna Dușmănescu, sper să nu mă dușmăniți prea tare. Sunt obișnuită, numele e deja brand. Orezul prea copt, nu avea așa de mult gust. Bun, acum iartă-mă că te întrerup. Pe mine nu mă întrerupe niciodată, niciunul când vorbesc. Ok. Pentru mine nu. Mulțumim frumos oricum. Ne-am plac ochelarii tăi. Mulțumesc frumos. Wow. Wow, wow. Foarte gustoasă. O ciorbă. Bună. Simplă, dar foarte gustoasă. Tot. Mulțumesc mult de tot. Se vede, se cunoaște experiența. De mâncat am mai mâncat, dar bună mai rar. Mulțumesc foarte mult. Felicitări. Mulțumim și la revedere. Seara plăcută. La revedere.
Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.